bine te-am regăsit, dragă Marius. Și eu la fel mă bucur. Și eu mă bucur că, iată, suntem la episodul 5 din Shangri-La și este o mare bucurie și pentru noi și probabil și pentru sufletele care vor urmări aceste materiale, pentru că am primit foarte multe mesaje frumoase despre aceste episoade Shangri-La. Dar înainte să începem, Marius, incursiunea noastră în Shangri-La, aș vrea să-mi împărtășești experiențele tale pe care le-ai avut acum la spital, operația. Vreau să spun că am înțeles un lucru, știam și dinainte, dar acum l-am înțeles pe viu. Este foarte periculos faptul că noi gândim viața ca o continuă adăugare de plăceri la corpul nostru. Și ea nu este așa. În momentul în care corpul este prea bine și ego-ul este foarte bine, adică se întărește ego-ul. Și atunci avem nevoie de o durere care să ne scadă. Deci aceste situații neplăcute apar tocmai pentru faptul că am adunat prea mult bine pentru sine, adică pentru corp și pentru ego. Asta este, noi ar trebui mereu să ne împotrivim binelui nostru, adică plăcutului și ușorului, și mereu să ne lăsăm baltă interesele, adică să îi dăm întâietate celorlalți, să facem totul pentru el, nu pentru noi, pentru că noi suntem o ființă comună, nu suntem un eu separat. Dacă putem înțelege lucrul ăsta, putem evita necazurile și neplăcerile. Iar necazurile și neplăcerile și bolile vin în mod necesar când noi ne-am preocupat în mod exagerat pentru binele individual. Aici este toată chestia. Adică mereu să cauți greu și neplăcutul și niciodată ceea ce este ușor și plăcut. În fiecare zi să aduni cât mai multe lucruri care nu-i convine ego-ului nostru și trupului nostru. Pentru că în momentul în care trupul este scăzut, atunci sufletul este puternic. Deci noi trebuie să limităm corpul cât se poate de mult, continuu, zi de zi de zi. Și asta înseamnă fericire, adică vei putea să nu ai necazuri și neplăceri în viață, care înseamnă, lipsa lor înseamnă fericirea, sau durerea bolilor, lipsa lor înseamnă fericirea, numai în măsura în care tu nu îți cauți binele. Este total pe dos decât toată concepția care a fost construită și am învățat-o noi. Vreau să spun că este doar o programare neurolingvistică această concepție, că noi suntem corpul. Ne-au programat de sute de ani, de mii de ani, și noi credem că asta este adevărul, asta e normalitatea, dar nu este așa. Normalitatea este să ne comportăm ca o ființă comună. Aia este normalitatea, pentru că Dumnezeu apără interesul tuturor și se opune interesului propriu. Deci când ne prinde că căutăm și punem binele nostru pe primul plan, noi începem să pierdem energie subtilă, care este o energie strategică din care se fac situații de viață și durata vieții. Pentru noi și pentru copiii noștri. Deci îi punem și pe ei în pericol. Când omul sau părinții își caută numai binele lor, îl aruncă pe copil în haos. Îi fac o viață nenorocită. Ei crezând că așa trebuie să fie. Așa este bine să fie. Deci n-ai voie niciodată să-ți cauți mai mult binele tău, mai ales părinții, mai ales mama, pentru că va crea programe autodistructive în copii și le va face o viața un necaz continuu. În cauza asta, cel mai important este să te autolimitezi singur, benevol, ca să nu ajungi să fii limitat de viață. Adică, când mănânci, să nu mănânci lucruri plăcute cu gust, ca să te atragă, ci neplăcute, pentru că rostul mâncării este doar de mătură, atât. Claude Bernard, părintele fiziologiei, a explicat lucrul acesta foarte clar. Deci noi nu mâncăm ca să ne hrănim, ci mâncăm ca să eliminăm toxinele și rezidurile din organism. Asta este funcția mâncării. Din asta ea trebuie să fie cât mai brută, apropiată de natură și fără gust. Și puțină. Fără gust. Așa. Este exact pe dos de cât se construiește în lumea aceasta. Pentru că trebuie să înțelegem că tot ceea ce se face pentru extinție în masă. Deci toate programele care există sunt pentru extinție. Mâncăm de 3 ori pentru ca să murim mai repede. Noi nu avem nevoie de așa ceva. Toate Toate dorințele noastre sunt făcute pentru a ne lua din energia subtilă. Spre exemplu, cumpărăm o mașină mai frumoasă, nu avem nevoie de mai frumos. Cel mai frumos îți ia din energia vieții. Ne facem o casă mai mare decât avem nevoie, ea ne omoară mai repede. Ne luăm mai multe lucruri decât avem nevoie, la fel ne ia din energia subtilă. Tot ceea ce depășește necesitatea ne diabolizează și ne omoară. Deci noi, toată viața noastră este un uriaș mecanism de distrugere a sufletului nostru. Și după care, pentru faptul că punem materia pe primul plan, noi nu vom putea urca în lumea de dincolo, pentru că urcarea se face prin înfrânare. Deci înfrânarea este energia ascensională. Deci numai înfrânarea, reținerea, abținerea, dăruirea de sine, slujirea celorlalți, sacrificiu pentru ei, predarea de sine în mâna lor, când te lași folosit și faci ceea ce vrea celălalt, nu ce vrei tu, când nu cauți niciodată dreptatea ta sau binele tău, numai atunci poți să urci. Deci noi trebuie să acumulăm această energie subtilă, care este un gol. De fapt, este un gol care se face în măsura în care ego-ul se retrage, adică nu-ți faci binele, nu-ți cauți binele. Mereu trebuie să faci invers decât vrea ego-ul tău. El vrea plăcere, tu nu-i dai plăcere. El vrea comod, tu nu dai comoditate. El vrea ușor, tu nu dai ușor. Și când faci lucrul ăsta frecvent, de fiecare dată te încarci cu această energie din care se fac situațiile favorabile de mâine. Deci fără acea energie noi murim. Plăcerile vieții doar ne iau din energia subtilă. De ce? Pentru că viața, materia, este secundară. Și ceea ce este secundar ia întotdeauna energie de la ceea ce este primordial, de la suflet. Noi nu ne bucurăm de ciocolata pe care o mâncăm, ci ciocolata este doar ocazia care scoate din noi energia vieții și o pierdem, deci murim. Deci cu fiecare mâncare, peste nevoie, noi murim. Încă asta mâncarea trebuie să fie neplăcută, ca să nu murim așa de repede. Noi ne naștem cu o cantitate fixă de energie vitală, să zic 140 de ani, 150 de ani și chiar mai mult, dar trăim din ea felii tot timpul pe plăceri și pe ușor. Lucrurile cele mai periculoase sunt exact cele care ne plac nouă cel mai mult. Acelea ne omoară. Cam asta mă să zic, pe scurt. Deci în măsura în care, spre exemplu, ți-ai făcut prea mult bine, va trebui să fii scăzut cât mai repede ca să fii încărcat cu energie subtilă. Deci durerile, bolile, necazurile, toate astea sunt extraordinar de bune, sunt vindecarea, sunt salvarea vieții noastre, sunt chiar vindecarea. Și noi luptăm cu ele. E absurd. Da, pentru că nu vedem de acel văl iluzoriu. Da, trebuie să te bucuri, pentru că atunci când te duci, spre exemplu, la operație, e foarte bună, pentru că ea îți micșorează puterea corpului și se încarcă sufletul cu energie subtilă. Din cauza asta a venit. Pentru că tot ceea ce primim vine de la el, este din cauza lui sau pentru verificare. Tot de la el. Deci nu există ceva care să nu fie el în lumea perfectă a lui Dumnezeu. Nu există. Toți oamenii, așa cum sunt ei, nepricepuți, neînțelegători, sunt tot el. Noi nu ne putem supăra pe nimeni pentru că ne supărăm pe divin și nu avem șanse. Supărarea înseamnă atac la Creator și atunci ne va veni din față o neplăcere și mai mare. Deci nu ne putem supăra decât pe noi, dar dacă vrem. Și noi suntem divinul. Da, Marius, înainte să începem, pentru că ai spus mai devreme că prin ceea ce facem noi ne vindecăm pe noi sau putem să transmitem, ori să vindecăm copiii, ori să transmitem, da? În funcție de conduita noastră. Te întreb, de ce se duc aceste energii, această moștenire în ghilimele pe arborele genealogii până la al 7-lea neam? Ce vină am eu, da? Cu ce a făcut străbunul meu acum, nu știu, a 5-a generație, a 6-a generație și eu să preiau acele energii? Păi ești tu și acolo. Deci pentru că totul se întâmplă în același timp. Ești în toate. Ego-ul nostru este un ego universal. E o forță incredibil de puternică, dar este în fiecare. Noi, de fapt, atunci când folosim ego-ul personal, adăugăm la ego-ul acesta universal. Deci el este în toate, este peste tot și trebuie curățat. Pentru că știi de ce te întreb? Când am fost noi în tabăra de la Sâmbăta, aveam o doamnă care vedea în câmpuri și mi-a spus că eu am niște energii foarte greoaie, o karmă, cum numea ea, de la bunic din a patra generație, care a luat foarte multe vieți în timpul războiului în mod conștient și toată acea energie s-a dus din neam în neam, s-a perpetuat și acum este la mine și la frații mei. Da. Și de asta m-a întrebat, știi, chiar mă gândeam, zic, ce vină am eu, ce a făcut el atunci, nu? Acum a patra generație. Da. Păi suntem răspunzători pentru toate. Da. Întâi pe ramurile noastre personale, după care suntem răspunzători pentru toată comunitatea, pentru omenire. Da, și spunea că adică a comunicat cu ea și a spus că eu pot să-l ajut pentru tot ceea ce a făcut și să îmi făptuiesc, să dăruiesc în numele lui, să știi, foarte interesant. Când mi-a spus, chiar l-am simțit pe inimă, știi, am simțit compasiune. Da. Vezi și cum se relevă, că te întâlnești cu oameni care au aceste daruri, nici nu știi și uite, îți vin informațiile. Bine, dragă Marius, putem să începem, da? Da. Deci am vorbit despre ultima experiență cu sandalele romane. Ce experiență frumoasă, da? Cu acea entitate de lumină care tu crezi că este posibil să fi fost Domnul Iisus Hristos. Și apoi ajungem la experiența, am mai discutat despre ea pentru că e o experiență foarte frumoasă, am discutat în multe webinarii, dar am ajuns acum în Shangri-La la ea, lumina de la Paști. Da, ai avut martor, deci am fost cu cineva în magazin și cu o săptămână înainte de Paște glumeam și spuneam că nu se poate să se întâmple așa ceva, ca o lumânare să se aprindă de o lumină care vine din cer. Și în momentul în care am terminat această propoziție, pe geamul magazinului a coborât din mijlocul cerului un cordon de lumină, așa, cam de 30 de centimetri, 40 de centimetri diametru, format din steluțe alb care străluceau, pulsau. Adică tot timpul avea o energie în ele care pulsatorie. Și tot cordonul acela era pulsat de lumină. S-a oprit asupra mesei. Cordonul era perfect, cum să zic eu, era oblic, dar era drept, perfect drept, adică conform legilor fizice. Primul gest al meu a fost, m-am speriat. În clipa aceea, oricine, oricât de necredincios este, devine credincios pe loc, în fața unor fenomene de tipul acesta, miraculoase. Am vrut să mă ridic de pe scaun și n-am putut, mi se muiaseră genunchii, iar părul de pe cap devenise ca ariciu, adică era în toate direcțiile. Se electrizase, nu știu ce s-a întâmplat. Și de pe mână la fel. Îmi crescuse respirația, știi, și o stare de teamă. A stat foarte mult, că mă tot întrebam, se mai retrage sau nu se mai retrage? Cum ieșim noi de acolo? Deci colega mea stătea în fața mea, pe scaun. Și a durat 4-5 minute, foarte mult, după care s-a retras în mijlocul cerului, era după amiaza, soare afară, fără pic de nori, s-a retras în mijlocul cerului și a dispărut. Nu știu ce am avut atunci, mi-a revenit puterea de a mă ridica în picioare, am ieșit afară și nu știu de ce eram așa de agitat. Aș fi vrut să strig, să le spun oamenilor, dar n-aveam, se retrăsese lumina și nu mai aveam obiect. Deci apare o formă de disperare, de uimire. Asta e oare, cred că, singura experiență la care a participat și altcineva, că acea doamnă, colega ta, a văzut și ea. Adică i s-a relevat și ei, s-a permis să vadă. Asta înseamnă că și ea era un suflet luminos și s-a permis să vadă. Pentru că s-au mai întâmplat experiențe, chiar dacă erai cu alți oameni, lor nu li s-a permis să vadă. Da, pe mine m-a impresionat lucrul acesta pentru că mi-am dat seama că este atent la tine tot timpul. Adică tot timpul este în fața ta și tot ce spui tu contează. Dar cum ai putut tu, dragă Marius, tocmai tu să nu crezi? Da, hai să-ți arăt că nu e adevărat ce spui. Da, și te-a taxat în doi, normal. Ce frumos. Da. Și mergem apoi la o experiență chiar și foarte interesantă, la piramida de carton. Da, am ținut un post de 3 zile numai cu apă și seara aveam o piramidă de carton fără bază, care urma dimensiunile piramidei lui Khops. Dar n-avea bază, era ca un clop. Îl puteai pune în cap ca o pălărie. Carton obișnuit de desen. Cine ți-o făcut să că în carte ai scris? O primisem la plafar. De la cineva care se ocupa cu chestiile acestea. Era de carton. Și m-am uitat la seara mă uitam la o lumânare din aceea pastilă, știi? Și cu piramida în cap. Și primul fenomen care s-a întâmplat a fost o ieșire din corp, adică am ieșit și am devenit flacără. Îmi plăcea că ea se tot înduia așa, știi? Și am devenit flacără și mă uitam din poziția ei la mine. Corpul meu rămăsese impasibil și nu se mișca deloc. Când am revenit înapoi în corp, mi-a apărut în fața mea, că eram cu ochii deschiși, o secțiune transversală prin piramidă, în care am văzut 2 planșee. Deci piramida era sub forma de 2 planșee și pe fiecare din planșeu, erau oameni care stăteau cu picioarele puțin deschise și se țineau de mâini. Iar între zona aceasta din centrul pieptului și centrul pieptului de la ei era un fulger verde și la fel din partea de jos aici la buric, la fel pornea 2 fulgere verzi. Adică porneau cât un fulger verde. Deci erau două fulgere verzi care mergeau spre cei de lângă ei, cu care se țineau de mână. Și ceilalți la fel, mai departe. Deci asta și zumzeau. Asta mi-a arătat de fapt că noi suntem legați prin aceste 2 chakre, nu? Chakra inimii și chakra asta de jos, care nu știu cum se numește. Prima chakră. Este chakra aici din mijlocul pieptului. Da, chakra inimii. Suntem legați cu toți ceilalți și suntem legați și cu chakra de la buric, de aici nu știu cum se numește. Aceea e chakra planului relațional de la buric. Da. Deci și puneau niște fulgere verzi care zumzeiau continuu și ei se țineau de mână. Deci probabil că piramida a vrut să arate că noi suntem uniți, suntem o singură ființă și comunicăm în modul acesta unii cu alții. Există o comunicare care este sexuală și mai este o comunicare care este afectivă, a iubirii, care este aici în mijlocul pieptului. Da. Și apropo de chestia asta, vreau să spun despre, eu am mai spus în tabere și o să mai repet, despre îmbrățișări și pupat. Da. A fost introdusă după Revoluție la noi, dar în Occident mai de mult. Este, de fapt, New Age și rolul este de a murdări câmpurile femeii. Wow! Da, este de a ataca câmpurile femeii, pentru că bărbatul întotdeauna are în el comportamente sexuale, adică are energii joase, are programe de bază care sunt sexuale și comportamentul lui este agresiv în modul acesta, indiferent de vârstă sau de cultură. Poate să fie profesor universitar, poate să fie în vârstă, nu contează. El când se apropie de o femeie are gânduri de tipul acesta, sexuale. Și în momentul în care se o îmbrățișează sau o pupă, el transferă în femeie. Chiar acum este pe DigiWorld, DigiLife, este un serial care explică lucrurile acestea, transferă testosteron, iar incită la femeie oxitocina și are loc un act sexual în vertical. Adică sunt toate condițiile împlinite pentru un act sexual. Din cauza asta el face lucrul acesta. Exista norma socială înainte care bloca aceste lucruri, adică obiceiurile nu erau de tipul acesta. În epoca medievală se țineau, bărbați și femeia erau la o distanță de jumătate de metru și doar își aplecau capul, deci nu se atingeau. Iar pe timpul celălalt al lui Ceaușescu, la fel exista doar distanțare, eventual își dădeau mâna, iar dacă erau din cunoscuți, le pupa mâna bărbații. Dar atingerea trebuie evitată, pentru că prin atingere se transmit și programe. Deci se întâmplă chestia asta cu testosteronul și atunci are loc acest act sexual vertical. Nu cred că soția sau soțul l-ar conveni dacă ar ști chestiile acestea, dar ele se întâmplă și sunt automate și cu viteză foarte mare se întâmplă. Pe de altă parte, se transmit programe. Bărbatul transmite programele lui femei și ea se trezește că are gânduri din acestea joase și nu știe de unde. Și îi rămân acolo foarte mult timp. Este exact cum sunt atomii care se mișcă, electronii care se mișcă pe orbitele de margine. Ei au tendința mereu să treacă pe altă orbită. Și asta se întâmplă automat. Pe de altă parte, copiii nu este voie să las străinii să pupe copiii sau să-i atingă, pentru că adultul vine cu programe nepotrivite și ei sunt puri și îi murdăresc. Deci trebuie să nu lăsăm adulții să atingă copiii în niciun mod. În niciun mod, niciodată. Sau să-i pupe, să-i ia în brațe. Deci prin îmbrățișare și prin pupat se transmit aceste programe care sunt joase din partea bărbatului. În cazul asta, de ce s-au... Deci vreau să spun că New Age în spate, deci toate teoriile neomarxiste au în spate sute și mii de cercetători care cercetează aceste lucruri și fac parte din alte și alte posibilități de extincție în masă. Despart familiile foarte ușor prin chestia aceasta și sunt pricină de ceartă aceste lucruri. Spre exemplu, am avut chiar la Sâmbăta doamna Jana care povesti despre țigani. Țiganul nu se acceptă niciodată în tradiția lui ca femeia lui să se apropie un alt bărbat de ea sau în tradițiile altor religii, cum este religia musulmană, aceasta este considerat un act de dezonoare. Și este real. La noi Valentina a explicat aceste lucruri și mai este Lazarev. Și acum am văzut la filmul acesta, mai sunt indienii, deci lucrurile astea sunt cunoscute de mii de ani. Acum se distrug toate aceste principii care apără familia și apără tradițiile și coeziunea dintre oameni. Dragostea curată este murdărită. Și aceste îmbrățișări și dacă se fac între prietene, între femei, dacă nu ne-am văzut de mult, tot la fel, prelung din câmpul celorlalte persoane. Automat implică se întrepătrund, câmpurile se întrepătrund, atingerea imediat când s-a atins, au pornit programele joase, au pornit peste celălalt. Cele joase sunt mai vitale, sunt mai virile. Prin o simplă atingere și în autobuz, dacă te atingi de cineva, intri în câmpul celuilalt și ai luat programe, da. Wow! Cât mai mult de mers pe jos atunci. Da, dar totuși ține de tine. Dacă tu, spre exemplu, copilul și femeia, nu știu cât poate ea să aibă o decență interioară, să aibă așa o fermitate interioară care să poată să nu dea voie unor asemenea lucruri să se întâmple, să nu fie influențată, dar nu știu dacă este... Noi suntem limitați, nu suntem perfecți. Și deci, din asta nivelul... mai bine prevenim decât... Da. Dacă nivelul sufletului este înalt, atunci există posibilitatea... Există o apărare, pentru că câmpurile se luminează atunci. Deci cu cât tu ești mai evoluat, dacă să fie evoluat, omul trebuie să se limiteze continuu. Da. Ori el merge spre plăcerile vieții. Și atunci nu are cum să fie. Deci plăcerea vieții îi taie câmpurile, îi sparge structura câmpurilor și îl face vulnerabil la orice... Pe de altă parte, el și atrage asemenea situații. Deci are câmpurile sparte și va atrage situații de genul acesta. Rolul lor este ca să te coboare și mai jos, ca să suferi mai tare și să-ți vină mintea la cap și să te oprești la un moment dat, să înțelegi despre ceva, pentru că noi nu înțelegem decât la suferință. Da, spuneai mai devreme de ce se întâmplă de acel act sexual pe vertical, adică din punct de vedere energetic se întâmplă un act sexual și poate... Da, sunt toate condițiile și chimice și hormonale, totul este de fapt un act sexual. Dacă bărbatul este, spre exemplu, foarte incitat, el când se duce și spre o femeie se duce interesat, deci el se duce spre o femeie frumoasă interesat, el vrea neapărat să o îmbrățișeze sau să o pupe. Pe de altă parte, înainte de a se întâmpla lucrul acesta, sunt tot felul de mijloace prin care el se duce, prin privirea țintă sau prin povestire. Dacă atrage atenția femeii și femeia își dă acordul și îl privește sau este atent la el, de fapt începe mecanismul de seducție și de apropiere sexuală. Deci nu și pe stradă, din cauza asta, pe exemplu, pe stradă când mergi, o femeie nu are voie să se uite la un bărbat care se uită atent sau insistent la ea. Pentru că el face lucrul acesta pentru a capta atenția. Dacă îi acorzi atenție prea mult, el se îndârjește, se înfierbântează și poate să devină agresiv, nu mai gândește. Sau la servici, când ai colegi de genul acesta, nu trebuie acordat toată atenția lor și nu trebuie acceptat îmbrățișarea sau pupatul sau glumele pe care le fac ei, pentru că intri în mecanism de seducție. Bărbatul face asta pentru a obține apropiere și familiaritate. Când a obținut familiaritate, femeia a devenit vulnerabilă, că s-a obișnuit cu el și va ceda. Va ceda. Deci lucrurile astea sunt știute foarte bine, instinctiv de către bărbați. Nu știu dacă sunt știute de către femei. Bărbatul atacă tot timpul, o viață întreagă și nu se oprește niciodată, indiferent de vârstă, de cultură. Uite, cineva cunoscut aranjase o carte care urma să apară a unui istoric. Istoricul avea 80 ceva de ani. S-a dus la el acasă să-i ducă cartea care apăruse. El avea demență. În momentul în care doamna a ajuns la el acasă, nu știu ce minune s-a întâmplat, el a ieșit din starea de demență și a dat seama că are o femeie frumoasă în fața lui și zice: și acum ce avem noi aici? Deci el a uitat total. Deci la 80 ceva de ani cu demență a intrat automat în mecanismul de seducție. Deci bărbații așa sunt ei construiți, natura își mărește șansele și de supraviețuire. Numai regulile sociale, morale, sunt cele care au limitat aceste lucruri. Pe de altă parte, este și această preponderență a gândirii sexuale înjosește natura umană și a femeii, la fel, și o desconsideră pentru că o reduce numai la un obiect de plăcere. Și este doar o desconsiderare. Deci îmbrățișarea bărbatului acordată femeii și pupatul ei este o desconsiderare a femeii. Este o lipsă de respect. Da. Pentru că el de fapt face asta pentru el, pentru plăcerile lui. Își generează, își produce acel act sexual cu ea, mai ales dacă îi place, și îi place să o și domine. Să o înjosească. Aici vreau să spun ceva, o clipă. Vreau să spun că întotdeauna bărbatul care abordează o femeie în modul acesta, el o desconsideră. Să înțeleagă că el, de fapt, își bate joc de ea. Dacă ea acceptă, ea decade. Și cu foarte mare greutate îi trebuie 6 luni până la un an de zile să iasă din starea respectivă de decădere. Pentru că mereu primește programele joase și va avea tendința să se comporte în modul acesta. Josnic, adică o murdărește, îi scade vibrația. Deci femeia trebuie să se apere de bărbat. Aici vorbim despre, nu despre partener de viață, despre soț. Nu despre partener de viață. Da. Exact, păi de asta vreau să clarificăm. Nu, de străini. Despre străini, colegi de la serviciu, oameni de pe stradă, oameni pe care îi întâlnești în tabere, nu ai voie niciodată femeia să îmbrățișeze pentru că decade. Dar nu, și simți acea stare de disconfort, adică dacă observ și pe stradă, ca femeie, mie mi s-a întâmplat să observ că se uită un bărbat foarte insistent. M-am simțit foarte prost, adică nici nu știam cum să fac stânga împrejur, să plec. Era o energie apăsătoare care mă făcea să se uită cu lăcomie la femeie. Da. Da. E ca un lup, e ca un animal de pradă. E un prădător, de fapt. Bărbatul e un prădător. Îl amendează doar cultura, dacă se poate, sau religia. Din cauza asta, religia este foarte importantă. La noi este distrusă toată religia, nu mai înseamnă nimic. Culmea e, Marius, că există femei care adoră să fie privite de bărbați, să fie admirate, să fie... Da, cele care au orgoliu mare. Tot de la ego. Da. Femeia care are orgoliu mare adoră să fie apreciată. Ea consideră că, de fapt, ce plăcută ești, ce iubită e, dar nu știe, de fapt, ce îi se întâmplă în structurile ei când se întâmplă, ce își face acolo. Da, atrage aceste situații, le vrea, le atrage. Pentru că este umilirea pe care o primește de la bărbat, că dacă rămâne cu un bărbat asemenea bărbat, ea va fi umilită continuu și umilirea aceea îi scade orgoliu. Deci, întotdeauna un om, când alege, o femeie când alege un bărbat, alege pe acela care să o deranjeze maxim, să o chinească maxim. Nu alege niciodată ca să fie bine și ca să nu fie bine. Da. Deci ăsta e criteriul subtil. Deci fără să-ți dai seama, alege exact pe ăla care pune sarea cea mai așa pe rană, nu? Foarte tare. Da, Marius. Mai doresc să mai adaug ceva la piramidă, la povestea cu piramida? La piramida asta a fost interesant că starea de desprindere transformă viața ta într-un miracol, adică trăiești ca într-un vas. Și se întâmplă lucruri incredibile, tot timpul la tot pasul. Nu mai vorbesc că intri și în spațiu paralel și trebuie acolo să ai experiență ca să nu te pierzi și să nu te sperii, pentru că speritura este foarte mare, pentru că îți se frică că nu mai ieși de acolo. Da. Am pățit-o. Mă gândesc că nu ți se permite să intri în spațiu paralel. Probabil sunt niște entități care nu permit. Exact, decât cel care are putere să facă față la asemenea situații. Da. Că unii pot să nebunească. Adică ai un sentiment că ești claustrat, ești închis într-o lume și într-un spațiu pe care nu-l cunoști, nu știi cum ai ajuns acolo și nu știi dacă mai ieși odată de acolo. Clar că nu se permite opoi. Știi ce șoc? Este incredibil. Când am fost așa, deci ajunsesem în anii, să zic, 60, unde erau trolebuze din acele albe, cum erau prin București, mașinile erau Pobeda, tramvaiile erau roșii, cu tampoane, știi? Da. Și este un șoc. Că unde a dispărut lumea modernă, știi? Vezi o altă lume, altfel îmbrăcați oamenii. Da, și... Păi de seama că tu ai trecut prin atâtea și tot te miră și tot te șochează când ți se întâmplă. Păi cea mai mare fericire a mea a fost când în momentul care m-am mâncat într-un trolebus din alb și pe la jumătatea distanței, că nu recunoșteam casele, nimic pe unde mergeam. Nu știu pe unde mergeam. Am început să recunosc. În momentul în care am început să recunosc, trolebusul s-a transformat într-unul verde al zilelor noastre. Și a fost cea mai mare fericire a mea, că mi-am dat seama că am revenit înapoi. Da, te poți pierde în lumea aceasta și... Cine știe când te întorci înapoi? Cred că ai avut foarte multe momente, Marius, în care ai crezut că ai murit, nu? Da. Unul foarte groasnic a fost acum 2 ani de zile la Aminhen. M-am dus la Aminhen și am stat într-o clădire care avea 3 etaje. La etajul 2 eram. Și m-am dus am vrut să mă duc la recepție să întreb cum să ajunge mai repede spre gară. Am luat liftul, era un lift din acela vechi, clădirea era veche, ca pe timpul din anii 40, și la butonul de jos scria recepție. Am apăsat pe butonul pe care scria parter și recepție. Și am tot coborât, am coborât mult. 3, 4, 5 minute, nu știu cât am coborât. M-am speriat, am zis că am coborât în subsolurile clădirii, din greșeală. Am stat liniștit, când s-a oprit liftul, am deschis ușile și am fost surprins prin faptul că le-am văzut pe femeile care erau la recepție trecând pe lângă mine. Au intrat în lift, dar eu când m-am urcat, m-am uitat în sus, eu am văzut tavan. Deci eram la ultimul nivel. Și s-a produs un șoc în mine, pentru că eu am coborât și am ajuns la ultimul nivel, era imposibil lucrul acesta. Și s-a produs un șoc. Și am intrat în panică. Starea de panică este o stare de disperare. Am crezut că am murit. Și primul lucru pe care l-am făcut, am pus mâna pe treaptă, pe prima treaptă. Și era rece. Și am fost cel mai fericit om din lume când mi-am dat seama că este rece. Adică că sunt cu picioarele, pentru că atunci când ești eteric, poți să fii deasupra solului, știi, să plutești. Da. Sau să pui mâna să intri prin treaptă. Da, sau să treacă mâna prin treaptă, ce... da. Și am coborât puțin și m-am uitat pe culoar, scria 502. Deci eram la etajul 5, care nu exista. Deci erau două etaje care nu existau. Iarăși am intrat în panică și am luat-o la fugă pe scări. Repede. Am ajuns jos la recepții și l-am văzut pe doamnele acelea care trecuse pe lângă mine la recepții și m-am liniștit. După care m-am urcat, am mers pe scări în cameră și a doua zi am coborât-o pe scări. Colegul meu a mers cu liftul. Pentru că nu am încredere. Adică eu mă aștept oricând să mi se întâmple orice. Dacă, spre exemplu, la mătușa mea, când ne-am povestit despre Shangri-La, venirea în viață, mătușa mea a intrat în trepidații. Deci, efectiv, omul din fața ta intră în trepidații și ochii se mișcau în spirală. Eu n-am văzut niciodată ochii mișcându-se în spirală amândoi, deodată, în același ritm. Și am ținut-o... strâns ca să se liniștească și am reușit să o aduc înapoi. Deci mi-am dat seama că această informație din Shangri-La, aia primă de la început venirea în viață, este foarte puternică și poate să producă asemenea lucruri la cel care este nepregătit. Da. Șoc. Bine, îți dai seama că și cartea la fel nu o să ajungă la un om care nu este pregătit, pentru că este pe vibrație, pe palier de vibrație și nu are cum să ajungă. Chiar am vrut să o dau unui prieten și a fugit la lift. Nu s-a atins de ea. Exact, da, asta e. Da. Da. Ai observat, Marius, ce energie a bucuriei a venit. Noi mereu când ne întâlnim ne vine chestia asta să râdem, să... Ce frumos. Da, este mai degajat și când vorbești despre experiențe nu e așa de tehnic. Da. Chiar mă gândeam acum când o să mergem în tabăra de la Zănești ce o să se mai întâmple pe acolo. Dacă ai ști cât de dorită e camera ta, camera 3, dar n-am dat-o la nimeni. Am zis, hai, rămâne lui Marius. Da. Mergem mai departe, Marius. Deci asta este cu piramida, ne-a explicat foarte frumos. Am ajuns la capitolul când sufletul tău se plimba noaptea prin casă. Da, asta este foarte interesantă pentru că îți arată că sufletul nu are treabă cu ce zice mintea. Deci eram într-o stare de semi-adormire și la un moment dat s-au aprins două televizoare, o mașină de spălat și telefonul. S-a aprins. Și am deschis ochii. Când am deschis ochii, am surprins în fața mea o formă de batic. Deci care se unduia așa și lua diferite forme, galben pai, strălucitor, care strălucea foarte frumos. Și se mișca prin fața televizorului. A tresărit, pentru că și-a dat seama că l-am surprins, după care a venit repede spre mine să intre la loc. Când a venit spre mine, a fost o lumină foarte puternică, care n-am reușit să pun mâna decât pe față, așa, și m-a lovit cu capul de zidul din spate. A intrat pe toată suprafața corpului, a intrat la loc. Deci era sufletul. Sufletul nostru așa este, are culoare gălbui, strălucitor, pai, galben pai. Adică un galben cu alb. Cu alb, foarte mult alb. Asta este culoarea sufletului și ocupă tot interiorul, din cap până în picioare. Adică noi nu am putea să mișcăm. Dacă se retrage sufletul cumva din mână, tu nu mai simți mâna. Sau din picioare, tu nu mai simți. Ești ca, dar el te animă, el te mișcă. Deci fără el... Când l-ai surprins, nu mai puteai să te miști, doar priveai, nu? Cine privea din tine? Funcționam cu... Deci corpul nu aveam simțuri pe el. Funcționam parțial cu o parte din suflet, că îți păstrează... Rămâne o parte din suflet. Da, ca să-ți păstreze funcțiile principale. Da, că îți dai seama că dacă ar ieși în totalitate 100%... Păi și când plecam în lumea de dincolo, tot așa, rămâne o parte în corp. Da. Pentru bază, pentru funcțiile de bază. Și auzi, Marius, la... Și știi ce mi-am zis? Mi-am zis atunci, ia uite mai, ăsta este fericit tot timpul, că el avea un fel de zâmbet interior. O fericire, așa era tacticos. Știi, era, nu știu cum să zic eu, ca un om care n-are niciun fel de treabă, care este distrat așa și fericit orice ar fi. Deci el este fericit orice ar fi. Și mi-am zis, ia uite mai, ăsta este tot timpul fericit și noi ne facem probleme degeaba. Deci noi cu mintea noastră, noi ne facem doar probleme. Dar sufletul, de aici am înțeles eu că sunt două entități în noi. Este sufletul și este entitatea egotică, mintea. Mintea. Orgoliul are toate denumirile de pe lume, da. Dar nu suntem noi acela. Deci întotdeauna toate nemulțumirile noastre și îndoielele, noi nu suntem nemulțumirile acela. Este go. Da, care le fabrică. Foarte, foarte interesant. Și a fost uimit, nu? Că l-ai surprins. Da, a fost uimit că l-am surprins. Ce faine sunteți. Dar știi ce interesant este că, spre exemplu, acum o lună de zile am fotografiat un OZN aici între blocuri. Am o cameră de fotografiat cu zoom și am vrut să verific noaptea, cum face el fotografii noaptea. Și m-am dus și am deschis zoom-ul, știi, și când încolo deasupra blocurilor din față de acolo era un OZN care stătea așa oblic fix. Nu se mișca, metalic. Și bătea lumina în el de la lună. Și în momentul în care am făcut țac, în clipa respectivă a avut o tresărire. Deci este în legătură cu tine, știi? A simțit imediat și atunci imediat a dispărut instantaneu și l-am văzut, l-am fotografiat undeva în partea dreaptă, pe lângă lună. Stătea fix acolo. Dar asta este... Lumea aceasta sensibilă este atentă la noi continuu și ia diferite atitudini. Și ți se relevă și îți vorbește dacă... Poți să o vezi și să o auzi, clar. Da, da. Ce frumos. Da, deci la capitolul acesta cu sufletul, mai vrei să mai adaugi ceva, Marius? Nu, decât acest fapt care este foarte important, că tot ce zice egoul nostru nu e adevărat nimic, toate îndoielile noastre, grijile, nemulțumirile, sunt absurde, sunt aiure. De fapt, noi suntem cei mai fericiți de pe pământ. Da, da, egoul ăsta este diavolul, să știi. Da. Diavolul, antichristul. Și este foarte, foarte periculos pentru că el generează situații... De fapt, ce este diavolul? O minte. El minte, întotdeauna minte. Tot ce spune el că nu e bine, nu e adevărat, pentru că în lumea perfectă a lui Dumnezeu nu există ceva care să nu fie bine. Într-adevăr, nu-i convine ce-i vine din față, dar lucrurile de care nu ne convine, de acelea avem nevoie. Ele vin exact în momentul în care noi nu mai avem energie vitală. Adică neplăcerea vine când am adăugat prea mult bine pentru noi. Vine neplăcerea, scade bine, te încarcă cu energie subtilă ca o baterie. Și mai funcționezi. Noi suntem ca niște mașinării. Noi nu putem funcționa decât cu energia de sus. Energia de la izvorul vieții. Care e pura și durasel. Da. Noi când mâncăm, spre exemplu, noi murim de fiecare dată. Noi trebuie să mâncăm cât mai puțin, dacă se poate o dată pe zi, așa cum am spus, cât mai brut, ca să nu... ne vine să mâncăm în continuare, pentru că se auto-întreține. Da, plăcerea auto-întreține dorința de a mânca. Noi nu avem nevoie de asta. De trebuie să o editez și să o salvez pe telefon. Să mă pun. Noi când mâncăm, murim. Mâncarea trebuie să fie cât mai puțină, brută și apropiată de natură și cât mai fără gust. Este doar o mătură. Funcția ei de mătură. Da. Adică ce este? Cu indice glicemic mic. Adică mâncarea să fie brută. Când este brută, atunci nu se ridică glicemia, știi? Pentru că glicemia, când se ridică peste o anumită limită, începe să atace organismul. Deci noi când suntem stimulați să mâncăm dulce, să mâncăm mâncare gustoasă, noi suntem stimulați să murim. Toate lucrurile, strategiile care sunt în societate sunt strategii de extinție în masă, absolut toate. Hai să spun toate nivelele, de la educație către tâmpește, da, toate sunt pentru ca să te omoare. Să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat de câteva zile. Am făcut pentru o prietenă dragă un tablou cadou de ziua ei. Am făcut simbolul lui Iisus Hristos, acela cu peștele, simplu, deci cu peștele într-un cer. Mai de când am început să lucrez la tabloul ăsta, am tot simțit în corpul fizic că mi se întâmplă anumite chestii, niște purificări. Ca și când ar fi fost o răceală, tot felul de stări, m-am tot observat. Când l-am terminat în ultima zi, tot privindu-l, tot conectându-mă cu el, din toată așa am simțit că parcă nu mai vreau să beau cafea, eu care beam zi de zi, deci zi de zi beam cafea. Și vreau să spun că de 4 zile l-am terminat, nu am mai băut cafea, nu am mai mâncat dulciuri, pur și simplu așa dintr-o dată. Dar corpul meu fizic lucrează, purifică, curăță, deci sunt tot felul de transformări pe care le simt, știi? Și mă gândeam, zic, Doamne, ce s-a întâmplat acolo, ce vibrație, ce conexiune, că am simțit că se trage de la tablou. Și Avem noi pe grupul nostru de webinarii, Marius, avem o doamnă din București, o doamnă profesor universitar care are acest dar de a vedea în câmpuri și i-am trimis poza cu tablou și spunea că în timp ce am pictat la acel tablou, Domnul Iisus Hristos a coborât de multe ori la mine, să-mi aducă Duhul blândeții, al bunătății și că mi-a deschis poarta cerului. Deci am plâns când am citit mesajul ăla. Și zic, uite cum am simțit, știi, și cum m-a curățat, ca să zic așa. Da, și nu vine să cred, eu care beam cafea, de-am zis, gata, nu mai beau. Și foarte ușor. Deci am început să-mi fac ceaiuri de plante, să nu mi-au mai trebuit ulciuri, M-au dus și pe mine într-o altă formă, atât cât mi se permite, mie în Shangri-La. Da. Păi bine, Marius, mergem mai departe la, iară, un capitol foarte drag mie, care mi-a plăcut foarte mult, la șoptitorii. Da, șoptitorii apar cu o lună sau 2 săptămâni înainte. Deci până 2 săptămâni înainte de a pleca din lumea aceasta. Eu am văzut că au apărut și în alte condiții. Da, ne poți spune? Și mama mea și tatăl meu i-au văzut și mi-a spus despre ei și a durat doar 2 săptămâni și am știut ce se întâmplă. Pe de altă parte, un șopritor din ăsta a ieșit din mine. Eram la Cluj cu colegul meu și avea el o afacere acolo și trebuia să-l ajut. Și era foarte frig în cameră, m-am culcat aproape îmbrăcat și mă uitam la taban. Și la un moment dat am văzut că din mine se desprinde un bărbat. A ieșit așa efectiv din mine, se uită la mine, avea costum negru, ei așa de obicei sunt în costum negru și cămașă albă, cravată. Și a ieșit așa din mine, se uita la mine și s-a dat jos de pe mine cu atenție ca să nu mă atingă. După care s-a dus mai departe, colegul meu stătea în camera cealaltă și n-am mai văzut peretele despățitor și am văzut decât alți 2 sau 3 șoptitori care erau la o distanță cam de 5 metri, așa, și s-a dus lângă ei și au început să șușotească. Ei așa fac, șușotesc. Și arătau spre mine. Deci există și o altă semnificație, probabil, dar în general ea apar la moarte. Deci n-ai înțeles atunci de ce au apărut? Nu, că m-am pus și eu întrebări, că noi suntem, nu știu, suntem conduși de cineva, suntem ca niște roboți vii, sunt alte ființe care ne locuiesc, chestii în acestea. Mi-am pus întrebări, dar nu am nicio explicație. Și tu erai cu colegul tău, poate veniseră pentru el, nu? Dar nu, că arătau spre tine. Nu, că nu s-a mai văzut peretele despățitor, că el era în dormitor, nu s-a mai văzut și n-am văzut decât pe ei alți care stăteau la 5 metri distanță. Șoptitori. Și ce ai simțit atunci? Ți era frică? O stare de liberare extraordinară. De liberare? Da. Wow. O stare de ușurare deosebită. Probabil poate au lucrat ceva în câmpurile tale, au făcut ceva și te-au ajutat cu ceva. Au pus seara la cale acolo când stăteau și șopteau și arătau spre tine. Da. Deci ei apar atunci, în general, când sufletele sunt pregătite să plece, nu? Și unele dintre sufletele pot vedea. Ai spus că părinții tăi le-au văzut. Da, da. Și au înțeles ce înseamnă, cine sunt și au dat seama? Nu, nu. 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 Ei apar și sub formă jumătate de corpuri. Deci jumătate de corp în aer, așa, știi? Dar de ce? Pentru că lumea lui Ilie Cioara, deschisă de Ilie Cioara, deci până la felul de gânduri, noi intrăm în lumea respectivă unde seamănă cu lumea noastră de aici, este cer, sunt copaci, păsărele, clădiri și mai departe, de acolo legile fizice sunt date peste cap. Este ca un vis din acela urât, în care se poate întâmpla orice. Și poți să vezi, pe exemplu, pe stradă jumătate de corp sau un corp fără cap. Chestiile acestea, știi? Dar totul este corespunzător comportamentului tău din timpul vieții. Din cauza asta am observat că dacă nu ești cum trebuie în timpul vieții, adică să sari la solicitările oamenilor și să spui nu la plăceri, la sfârșitul vieții viața nu te susține, nu te ajută. Asta este foarte important de înțeles. Pentru că, adică nu se întrunesc ocaziile sau situațiile în care tu să fii ajutat. Pentru că ești ajutat cu ajutorul tău. Deci tu dacă în timpul vieții ai ajutat oamenii și ai susținut, ajutorul respectiv în momentele critice vine înapoi spre tine și te susține. Deci noi nu suntem interesați să fim răi, să fim agresivi, să fim cruzi. Suntem interesați întotdeauna să fim binevoitori. Pentru că bunăvoința aceea îți va veni înapoi în momentele critice. Este foarte important de înțeles. Pe exemplu, tu ai povestit despre faptul că ai ajutat, mi-ai povestit despre o doamnă, o femeie a străzii, ei da. A dus acasă și să mănânce bine. Ajutorul respectiv îți va veni într-o anumită situație critică din viață, îți vine înapoi. Dar mi-a schimbat viața, femeia mie mi-a schimbat viața. De când am făcut lucrurile alea, pe mine m-a luat Dumnezeu și m-a dus total opus, într-o total altă parte. Și da, este susținerea pe care o ai acum, este aia de atunci. Da, deci eu am intrat de 5-6 ani într-o energie a miracolului. Viața mea s-a schimbat și trăiesc în această energie a miracolului. Mai am și eu coborâșuri, mai am și eu, na, că sunt om și eu sunt... Nu. Mai am și eu provocările mele, dar așa, pe total, pot să spun că am intrat în acea energie a miracolului. Da. Ca să vezi că, uite, fără să ne dăm seama că facem lucrurile alea cu atâta iubire, cu atâta bucurie și dăruire și, de fapt, nu-ți dai seama că tu faci pentru tine totul. Da. Că totul se întoarce la tine și se întoarce amplificat, că s-a întors amplificat. Da. Primești din ceea ce dai. Exact, exact. Dacă nu dai, nu primești. Exact. Omul se plânge, spre exemplu, că nu e iubit. Păi stai puțin, trebuie tu întâi să iubești, că din iubirea aceea îți vine înapoi. Da. Deci iubirea și aprecierea oamenilor este de fapt iubirea și aprecierea ta. Dacă tu nu te comporți așa, degeaba aștepți. Și cred că mă gândeam la viața mea, cred că această energie mai vine și de la faptul că lucrez cu copii, pentru că eu iubesc atât de mult și fac cu atâta bucurie tot ceea ce lucrez cu ei, le scriu poveștile, le fac picturile și ei simt lucrul ăsta. Ei și când mă duc acolo, Doamne, deci eu plec de acolo cu un rezervor de iubire. Câtă iubire îmi doresc copiii ăștia, cât de mult mă iubesc și eu la fel. Și cred că și această energie mă susține foarte mult în ceea ce... E o școală de sfinți și acolo. Da, da. Noi atragem întotdeauna ceea ce suntem noi. Deci dacă, spre exemplu, femeia atrage bărbați prădători, îi atrage pentru că așa este ea. Adică disponibilitatea ei spre satisfacțiile vieții atrage un bărbat care se distrugă această disponibilitate. Da. Că se umilească. Practic la toți oamenii care ne apar în călătoria noastră, în viața noastră, te uiți și știi că este despre noi. Știi că îți vorbesc despre tine, că au venit să-ți transmită ceva. Ce... Da, vine ceea ce gândești tu, vine ceea ce ești tu, vine din față. Exact. În oglindă. Exact. Grădina ta, ce ai semănat, apare. Ce frumos. E chiar o binecuvântare, știi, când le conștientizezi și când vin lucrurile care ți se par neplăcute, de fapt neplăcute, ca să nu mai etichetăm în bine și rău, că nu există bine și rău. Când vin pe alt paliet de vibrație, atunci îți dai seama amândoi că deja ai coborât sub linia roșie și să corectezi. Viața îți vorbește și prin oameni și prin... Păi chiar mă gândeam de dimineață când am plecat, am fost până în oraș, am întâlnit, cred că vreo 5-6 cupluri cu copii care se îmbrățișeau, el o îmbrățișea, o lua, o pupa, copiii pe lângă ei și mă gândeam, zic, Doamne, păi astăzi este numai despre iubire. Zic, uite câtă iubire mi-ai trimis, pentru că s-a întâmplat, ți-am povestit și în episodul trecut, când am văzut cu certuri în timp de decurs de câteva ore și după aia mi s-a întâmplat. Eu sunt foarte atentă la ce îmi spune viața, adică la ce îmi trimite viața, că și fiecare zi, practic, e un limbaj al vieții pentru tine să-l observi. Deci astăzi este cu iubire și uite că a continuat și la Shangri-La, ce frumos, și după aia pictezi și... Da, să continue, să curgă miracolul care suntem. Da, deci am vorbit despre șoplitori, am înțeles ce fac ei, când apar. Mergem la următorul capitol, care experiența asta ți s-a întâmplat tot la Cluj. Trecerea obstacolelor fundamentale, muntele, marea și deșertul. Da, tot așa, în stare de semiveghe, mă uitam pe tavan și m-am trezit că urc un munte, după care am coborât pe partea cealaltă și am ajuns la o apă. O mare. Și mi-a fost teamă să o trec. Deci teama respectivă arăta de fapt temeri pe care le avem în viață. După care, după un an de zile, iarăși a apărut muntele, iarăși a apărut marea respectivă și acum am trecut marea, deci obstacolul respectiv l-am trecut și am ajuns pe o plajă și mă miram cum am reușit să trec marea. Deci ai depășit limitările pe care le-ai pus tu însuți. Aici asta demonstrează. Că nu mai ai condiționări și nu mai vezi rău în lume și vinovați, atunci ai depășești marea respectivă. Apoi am avut o chestie cu nămol. Era un drum foarte nămolit, intrat în el și am trecut pe partea cealaltă. La fel îți arată că deci încercările din viață le-ai trecut. Și de atunci nu am mai avut asemenea situații. Este ca și la vise, ți arată o simbolistică, că de fapt îți vorbește. Da, simbolul, este o lume simbolică. Da, ce frumos. Și dacă ești conectat cu sufletul tău, atunci tu știi să-ți o descifrezi, că și la vise, eu știu să mi le interpretez. Deja mi-am făcut, așa să zic, ca un cod al simbolurilor și când vin știu să le interpretez. Uite cum se face, o să vezi mai încolo altă experiență și o să mă întreb. Am fost odată la o conferință a unei doamne care împreună cu un domn ținea o conferință. Și doamna vorbea foarte frumos, domnul se plictisise și voia să intervină și el. Și intențiile noastre interioare, ele se transferă într-o lume simbolică, unde au loc niște mișcări simbolice. Spre exemplu, dacă închizi ochii și te uiți la ei, în lumea simbolică, eu am văzut pe doamna respectivă sub forma unui buchet de flori, de trandafiri, nu mai știu ce era, iar pe el sub forma unui lanț, care avea un lanț în mână și a încolăcit lanțul de trandafiri respectiv și l-a strâns. Adică vrea să-i dea și lui voie să vorbească. Deci, în lumea simbolică, toate intențiile noastre fac și desfac ceva. Deci, în mod real. De altă parte, există o modalitate de a vedea în această lume a simbolurilor în modul acesta. Îți spui, arată-mi, te rog, vreau să văd, te rog, trei nivele ale acestui om, primele trei nivele ale acestui om, după care închizi ochii. În momentul în care închizi ochii, vei vedea trei nivele, adică trei aspecte esențiale, primele trei aspecte esențiale ale acelui om. Și m-am uitat, spre exemplu, nu abuzez de această capacitate, nu abuzez, dar de 2 ori, 3 ori am vrut să văd ce se întâmplă. Duceam niște medicamente la comenzi și la doamna respectivă pe care am întâlnit-o am vrut să văd care sunt care este esența ei. Știi? Aici sunt trei aspecte esențiale. Și primul, am văzut un cal, nu, o platoșă, deci era un războinic care avea o platoșă de metal. Apoi am văzut un cal care alerga și al treilea nivel de profunzime era o femeie foarte frumoasă care se învârtea. Da. Deci, în semnificație era așa, prima dată se apără, a doua oară fuge, iar a treia oară este ființa supremă, care este deosebit de frumoasă. Probabil la fiecare. Dar am observat că fiecare are alte nivele. Adică pune accent pe alte lucruri. Și acele lucruri le vezi sub formă metaforică, în forma aceasta. Deci este o lume simbolică care traduce toate mișcările noastre și intențiile noastre, tot ce gândim noi, traduce și ceea ce suntem noi în esență, sunt traduse în niște simboluri. Și îți transmit prin simboluri. Le poți vedea, da, le poți vedea. Dacă spui acest lucru, da. Poți să încerc. După să închizi ochii și să ai însă un om în față, să ai ceva. Da. Să-l ai în față. Deci nu e suficient. Sau ți-l pui în memorie. Asta vreau să zic. Sau ai o fotografie. Da, sau o fotografie, da. Și tu poți să faci asta la orice persoană, adică să vezi. Da, n-am abuzat decât de o trei am făcut. Bine. N-am vrut să văd chiar cum e omul, să fac aceea, să-l judec, să acționez asupra lui după cum l-am văzut că este. Corect, așa este, Marius. Să intervin, n-am vrut să intervin. Da. Da, dar uite, vezi că uneori ți se relevă pur și simplu, fără să vrei. Ți se arată. Că tu, acum de când la faza cu globul de la Zănești, de la Colipa lui Zanon, tu vezi și câmpurile, adică aura de jur împrejurul omului. Da, în semi-întuneric se văd. Da. Și se vede și un corp eteric care este lângă tine, adică merge după tine ca umbră, dar e eteric. Da, ce frumos. Și poți să-ți vezi... un alt exercițiu care se poate... Da. Hai să mai dau câteva exerciții care se pot face. Din joacă. De exemplu, mergi cu mașina și ai cu tramvaiul sau cu autobuzul și vezi soarele în fața ta. Da. Te uiți la soare și închizi ochii. Când închizi ochii, apare aici în mijlocul frunții albastru-violet, o bulină. Da. Albastru-violet. Și încerci să o ții cât mai mult timp. Când ai pierdut-o, iarăși deschizi ochii, iarăși închizi și cu cât o ții mai mult, cu atât puterea ta de a vedea în sensibil crește. Asta e un exercițiu care trebuie făcut continuu. Eu am făcut asta fără să-mi dau seama, eram în parc, mă uitam la soare, după aia am închis ochii, a apărut aici, erau ca niște culori electrizante, verde, fosforescent, roz, fosforescent, și știi cum făceau? Se expandau, se strângeau, se expandau. Da, așa se întâmplă. Și odată la început trebuie să fie violet, albastru, verde, știi? Așa, da. Și m-am dus, la un moment dat mi-au arătat niște munți roz, niște cascade, niște... În interiorul acelei buline poți să vezi în altă lume. Deci asta se întâmpla și eu zic, Doamne, ce mi se întâmplă? Nu mai mă uit, gata, nu mai fac, știi? Dar era foarte frumos, adică era o senzație de bine. Și astea mi-au apărut de foarte multe ori. De câte ori priveam la soare sau mai închideam ochii și eram eu într-o stare din aia de liniște, contemplam în natură, nu știu, mă uitam la o floare sau la ceva, mi-au apărut de foarte multe ori. Și parcă intră înăuntru, se deschid, iară tot se mișcă, nu sunt fixe și îți creează imagine, ți arată. Odată mi-au arătat și Sfinxul din Bucegi. Da. Deci asta. Gata, deci asta, uite, nici nu știam și asta mi s-a întâmplat acum câțiva ani, știi? Super, da. Mai sunt alte metode. Uite, spun una sau două. Da. Iei un măr, îl pui pe masă sau un alt fruct. Da. Îl pui pe masă și te uiți la el. După care, întâi îl pui pe masă și îl ții în mână. Îl învârți, te uiți pe toate părțile, după aceea îl lași pe masă. Închizi ochii și încerci să-l vezi în memorie, să ți-l închipui. După care începi să te miști în jurul lui, așa, să-i admiri codița verde, să admiri culoarea, să încerci să-i simți mirosul, lucruri din acestea. După care poți să schimbi obiectul, poți să iei alt obiect ca să faci chestia asta. După care poți să faci cu oameni. Adică, spre exemplu, ai o fotografie sau o poză a cuiva, așa, și te uiți la el, închizi ochii și începi să ți-l închipui că l-ai lângă tine și te miști în jurul lui, știi, de peste tot și încerci să-l simți în toate modurile posibile. Sau o cameră. Poți să faci asta cu o cameră, să vezi, ai o fotografie a unei camere și te miști deasupra obiectelor, încetul cu încetul. Când faci lucrul ăsta în mod frecvent, vine un moment în care uiți că, de fapt, tu uiți la o poză și ajungi acolo, în camera respectivă. Și începi să vezi în camera respectivă, deci vezi la distanță. Așa se exersează vederea la distanță. Deci, Marius, vezi că acum am mai inițiat în Shangri-La, da? Să știi, din aceste... Da. Mulțumesc, mulțumim, adică numele tuturor sufletelor că sunt multe care se pot face, da? Da. Păi când o să mai simți, tu mai împărtășești, da, Marius? Oricum asta cu soarele mi se pare magică, deci mi se pare magică că am experimentat-o fără să-mi dau seama. Ca să mai spun una. Da, hai. Iei un vraf de hârtie A4, așa, te uiți la o poză, de exemplu, camera ta pe care o ai în altă parte, în altă localitate, sau casa ta. Și închizi ochii, după ce ai stăruit 10 minute pe ea, te-ai uitat la ea, închizi ochii și începi să desenezi ceea ce îți apare în minte, după care dai foaia și iar desenezi și iar dai foaia. Și așa intri în casa respectivă, uiți că de fapt tu desenezi niște lucruri pe care le vezi nu în realitate, ci le ai în mintea ta, îți apar în mintea ta și așa începi să intri în profunzime și să vezi mai mult acolo și vezi lucruri. O altă modalitate. Mai sunt și altele. Una care este foarte, foarte interesantă și o aplica Ilie Cioara, relaxarea. Te relaxezi de la picioare până la cap, până când simți mușchii foarte, foarte moși, foarte relaxați, fără încordare. Am uitat să spun că înainte trebuie să îți propui ceva, să vin în 7 minute, să vin în 10 minute înapoi. Păi de asta vreau să văd nu știu ce. Și da. Când te relaxezi profund, ai ieșit din corp și te duci acolo. Da. Dar atenție, pentru că la metode, asta cu ieșirea din corp și deplasare în lumea lui Ilie Cioara este periculoasă, adică în lumea celor care nu mai sunt, a morților, este periculoasă pentru că noi când ieșim din corp întâlnim tot felul de ființe ale întunericului, deci primele nivele ne atacă și după care nu știm, nu avem siguranța că atunci când ne întoarcem, ori ajungem tot la noi, ori nu găsim pe altcineva în locul nostru. Asta este problema. Eu întotdeauna, în toate experiențele dincolo de moarte pe care le-am avut, nu am folosit metode, ci ceea ce am explicat în cele 4 cărți, abandonarea de sine. Când te abandonezi pe tine, faci un spațiu gol și în spațiul ăla gol, divinul te ia și te poate extrage și te poate duce să vezi alte universuri, alte lumi și mai departe. Deci smerenia este soluția ideală pentru că te aduce în interiorul celor 15 minute. Că dacă depășești 15 minute, corpul nu mai poți să intri în corp. Adică îl găsești mort. Deci este în pericol la metodă. Este, pentru că nu ai siguranță. Nici dacă spui tu vreau să fiu adus în 10 minute, nu ai o siguranță. Dar cred că nici nu ți se permite dacă faci chestiile astea, dorința asta de a face, de a te duce dincolo prin ego, nu te lasă, nu ți permiți să ajungi acolo. Sau dacă îți permite, îți permite alte entități de vibrație joasă care te duc în alte... Ilie Cioara se confrunta cu tot felul de asemenea situații și și-a dat seama că nu este de folos și a renunțat la această chestie. A renunțat și la rugăciune, că nici rugăciunea nu i-a folosit nimic. A rămas pe ideea de observator, dar nici aia nu este corectă, pentru că nu se implică. Deci noi trebuie să lăsăm ființa divină din noi să se implice în viața noastră zi cu zi. Ea este activă. Ea are gânduri de apreciere, de recunoștință, acordă circunstanțe atenuante, dar ea e activă. Are o gândire proprie, dar nu are o gândire critică. Deci, ego-ul este cel care gândește tot timpul critic. Adică acuză, jignește, și nu e mulțumit. Judecă, învinuiește, reproșează sau invidiază și ironizează. Asta este ego-ul. De când sufletul nu îi lasă pe toți așa cum sunt, el știe că din față vine numai divinul în toate formele posibile și nu se luptă cu nimeni. Și din cauza asta puterea lui crește. El are o putere imensă, la fel și divinul are putere. Știi cum își derivă puterea? Din lăsare. El ne lasă pe noi așa cum suntem, nu intervine niciodată și atunci puterea lui crește. Wow. Pentru că, de ce? Pentru că ego-ul se bate pe sine tot timpul. Deci răutatea care vine din față este ego-ul nostru. Deci dacă omul își permite să aibă o gândire critică, critica respectivă se va transforma într-un atac din față. Deci orice judecată va fi un atac din față. Deci nu e nevoie decât să lași pe oameni în pace și ei se vor bate singuri. Și acest lucru l-a surprins foarte frumos Rumi în povestea aceea cu iepurașul. Când... animalele pădurii ziceau că să îl dea pe iepure să-l mănânce leul. Și ăsta a întârziat, leul supărat l-a întrebat ce s-a întâmplat și a zis că l-a alergat un alt leu. După care a zis, arată-mi și mie și apoi te mănânc. Și l-a dus la o fântână, s-a uitat în fântână, s-a văzut pe el reflectat acolo și s-a aruncat în fântână. Și Rumi spune așa, nu vă fie teamă, fiecare se aruncă singur în fântână. Deci nu e nevoie de reacție, de luptă niciodată. Exact. Să lăsăm oamenii să fie așa cum sunt și exact... Puterea cea mai mare este a vulnerabilității. Aia este cea mai mare putere. Când ești moale, ești mai puternic. Da. Dar și eu consideram asta până în urmă cu vreo 7-8 ani, sensibilitatea și vulnerabilitatea. Spuneam că, Doamne, mi-aduc numai suferință, numai așa. Dar după aia mi-am dat seama de fapt ce dar. Că prin vulnerabilitate și sensibilitate... poți să asculți cu inima, să asculți și celelalte suflete, să auzi celelalte inimi și să le vezi. Da, că nu îți aperi viața, câștigi viața. Numai atunci. Da. Da, Marius, și ne apropiem de final, dar mai facem o experiență, mai discutăm o experiență, hoții și stafia. Se întâmpla în 1990. Da. După Revoluție s-a întâmplat, m-am dus la alimentară, care era la parterul unui bloc cu 10 etaje și să iau ca și caval. Și acolo trebuia să stai la caserie, să dea bonul, pe care te duceai și îți luai ce ai comandat, ce ai cumpărat. Și au venit doi țigani care furau, pe timpul acela se fura cu punga, puneau punga în fața buzunarului tău și te buzunărau. Și aveam un sac pe mine. A încercat și la mine să facă lucrul acesta. Oamenii erau speriați, înțelegeau despre ce este vorba, dar n-a intervenit nimeni. Mi-am ferit sacoul, am luat bonul de la casă, m-am dus să iau ce îmi cumpărasem, am dat bonul la vânzătoare acolo și până îmi tăia ea ca și cavalul, ăștia doi erau în fața mea și la un moment dat, rinichiul meu s-a strâns ca un fel de burete și a absorbit din lumea de dincolo, pentru că el este în contact cu lumea de dincolo continuu, rinichii noștri. Da. A absorbit o ființă eterică, a trecut prin 10 etaje, prin planșe, ca prin brânză și când a intrat în camera respectivă, prezența ei a dilatat timpul și spațiul foarte mult până în momentul în care oamenii s-au oprit în mișcările lor. Nu se mai mișca nimeni și prisese așa cu mâinile pe sus și cei doi țigani erau în spate unul altuia, au pus bărbia în piept, Ființa aceea eterică, eu nu văzusem niciodată și nu credeam că există stafie, dar era ca o stafie, adică era un fel de cearșaf strălucitor care pulsa de lumină, care strălucea puternic, o lumină puternică albă, pusă pe o siluetă, că se vedea capul. Știi? Și stătea deasupra, nu stătea pe pardoseală, deasupra pardoselei în aer. Între mine și ei. În momentul în care i-a pătruns, în spațiul respectiv s-a dilatat spațiul-timpul, iar pe ăștia i-a pus cu bărbia în piept, au făcut stânga împrejur și i-a dat afară din magazin. I-a dat afară. Ei mergeau și afară, mergeau unul în spatele celuilalt. Nu știau ce li se întâmplă. Da. Ca deci să faci protecția. Da. Deci, puternic, cel mai puternic este cel care nu caută puterea lumii. Asta trebuie să se înțeleagă. Adevărata putere este lipsa de putere. Ăla este cel mai periculos și cel mai puternic om din lume care nu vrea să câștige, care nu vrea să aibă să mai mult, mai bine, mai sus. Ăla este cel mai puternic. Dar noi trebuie să mergem spre puțin, nu spre mult. Multul acesta este construit, este o metodă de spălare a creierului. Noi suntem înnebuniți tot timpul spre moarte. De fapt, oamenii care au mai mult decât au nevoie, ei vor iadul. Se diabolizează. Când se depășește necesitatea, ei nu mai sunt umani, ei sunt o ființă a întunericului. În cauza asta, noi trebuie să menținem un puțin, pentru că puținul nu ți-l poate la nimeni niciodată. Dumnezeu este jos, jos de tot, acolo unde se strâng apele, spunea Rumi, în cartea tradusă de mine, editura Dharana, în cele două volume. Da. Da? Deci omul nu-l caută pe Dumnezeu. Ca să-l cauți pe Dumnezeu trebuie să nu vrei lumea, să nu vrei plăcerile ei, ușorul, plăcutul, să te opui continuu binelui tău, mai mult binelui tău. Asta înseamnă îndreptarea spre divin. Dacă nu facem lucrul ăsta aici, regretăm. Și la sfârșitul vieții se ridică conștiința care este modelul ideal, cum trebuia să fim și noi am fost, și ne judecăm. Și ne ducem automat în poziția pe care o merităm. Deci trebuie să știe clar, oamenii care au mai mult decât au nevoie nu vor putea urca, pentru că posesiile sunt ego și sunt greutăți la urcare. Toate posesiile sunt greutăți la urcare. Și nu au niciun fel de șansă. El în timpul vieții trebuie să facă totul, să se descotorosească de acest mai mult cât au nevoie. Sufletul trebuie să fie ușor ca să se poată să înalțe. El este ca un balon. Și vreau să-mi spun că în momentul în care am venit în viață, îngerul m-a dus la un pod. Și mi-a zis, podul din Brooklyn. Era o zi de toamnă, oamenii mergeau așa tristați dimineața la servici. Și îmi zice, uite-te la ei. Toată această lume merge într-o direcție complet opusă scopului pentru care au fost trimiși ei pe pământ. Deci scopul nu este a aduna, a câștiga, ci a nu aduna și a nu câștiga nimic. Lucrul ăsta se vede și la moarte. Când murim, nu luăm nimic din lumea aceasta. În lumea de dincolo nu se găsesc bănci, nu se găsesc case frumoase, mașini frumoase, bani. Nimic. Este zero. Noi alergăm după nimic, după zero. Da. Marius, nu mai și ceea ce este mai important nu facem, pentru că lumea de dincolo, puterea ascensională este dată de înfrânare și de dăruire. Deci dacă se pierde o zi, poți să iei o hârtie și la sfârșitul zilei vezi câte înfrânări ai făcut, cât de mult ai opus binelui propriu, adică ai mers pe jos, nu cu mașina, n-ai stat jos, ai stat în picioare, chestii din astea. Ai mers pe scări, nu cu liftul, deci cât de mult te-ai opus binelui propriu, sunt pe plus. Și toate satisfacțiile pe care le-ai făcut sunt pe minus. Nici nu aveai nevoie de ele. De exemplu, dacă îți vine să mănânci acum și nu mai mănânci, o să vezi că trece o oră și nu-ți mai este foame deloc. Păi atunci mâncai degeaba. Înțelegi? De ce? Pentru că stomacul nostru este cât intră într-un pumn. Deci așa este de mic. Și noi întotdeauna mâncăm mai mult decât avem nevoie. Din cauza asta pierdem energie subtilă foarte mult. Da. Știi de ce? Pentru că ca să se realizeze procesul de digestie, se folosește oxigen. Arderi. Deci cu cât mâncarea este mai multă, cu atât arderile sunt mai mari. Cu cât sunt arderile mai mari, cu atât exploziile sunt mai mari și distrugerile mai mari. Deci, spre exemplu, s-a făcut un experiment. S-a luat un explozibil, s-a pus într-o cutie de conservă și au explodat-o la distanță. Au făcut poc, așa, o explozie micuță acolo. Au luat un butoi, au pus explozibil în el și când a explodat, a făcut o vâlvătaie imensă. Zice, asta este diferența. Mănânci mult, te distrugi mai repede. Ce exemplu clar. Da. Vreau să spun, Marius, să ne spui un pic despre organe. Spuneai despre rinic. Sunt oare organele noastre niște portaluri spre alte lumi? Rinic este contactul cu lumea de dincolo. Apoi, noi nu gândim cu capul. Noi avem un fel de creier în inimă. Inima este cea care are decizia creier, capul, adică informația asta care este doar, creierul nostru este doar un hard. Informația este în afară. Da, informația este în afară, în globul acela care este în afara noastră. Ăla este ca un cloud. Suntem legați de globul acela. Eu-ul nostru este în afară. Noi suntem puri în continuare, știi? Dar ego-ul acela, pentru că face mult zgomot, ne credem că suntem el. Nu, noi nu suntem niciodată. Orice afirmație care prezintă o îndoială, o critică, o nemulțumire, nu suntem acea afirmație. Deci nu este adevărat niciodată, pentru că este spusă de cineva, de un eu, care nu are realitate de la sine. Și tot ce nu are realitate minte. Numai sufletul are realitate, numai ce spune el este adevărat, dar el nu critică și nu acuză niciodată, nu se supără niciodată, nu luptă pentru sine, nu se apără și nu se protejează. Deci nu vrea să avem un creier al inimii, de fapt prin el. Da, acolo este, la inimă este problema. Deci ca funcție inima are și o inteligență proprie. Pe de altă parte, organele cooperează între ele, toate cooperează. Nu există, nu se vezi niciodată război între ele, iar ele doar se ajută. Pe de altă parte, este vorba despre suflet, că dacă noi nu întreținem sufletul, organele noastre încep să nu mai funcționeze bine. Sufletul înseamnă orice acțiune gratuită în folosul celorlalți, nu pentru tine. Deci nimic pentru tine. Când ești un fraier, cum face Raul. Raul se duce și strânge gunoaie. Am văzut și eu doi tineri aici, în fața blocului meu, cu mânuși în mână și cu pungi pentru gunoaie. Se duceau să strângă gunoaie. Deci în curând o să devină un curent. Da. Te întrebam de creier la inimă, pentru că de foarte multe ori, de câțiva ani, văd imagini, îmi vin imagini prin inimă. Adică îmi vin imagini, poate și de la picturi care o să le realizez, de la oameni pe care o să-i cunosc sau de la experiențe pe care o să le am. Și îmi vin așa, ca niște flash-uri în inimă. Da, ele au o inteligență proprie, fiecare din organe, și doar cooperează. Pe de altă parte, să mergem puțin mai departe, celulele pe care nu le vezi. Celulele astea sunt acolo, sunt niște forțe foarte imense, pentru că celula are o inteligență proprie, ea face totul pentru celelalte celule, se sacrifică viața pentru celelalte și nu face mai nimic pentru sine. Deci păstrează pentru ele doar 20%, 80% dăruiesc din energie. Deci fac totul pentru celălalt. Adică pentru întreg, cu toate că nu-l văd. Este exact situația pe care avem noi față de divin. Exact. Ar trebui să facem totul pentru ceilalți și mai nimic pentru noi. Procentul să fie doar 20%. Da. Înainte de încheiere, vreau să le transmit sufletelor că tabăra de la Zănești este plină, cea din iulie, și că am creat evenimentul Tabăra Oglinzilor de Iubire de la Sâmbăta de Sus. O să ne vedem din nou la Sâmbăta de Sus, 18, 19, 20 și 21 august. Pentru cine simte chemarea, vă așteptăm alături de noi să ne bucurăm, să celebrăm viața. Dragă Marius, îți mulțumesc pentru această comuniune de suflet. Și să chinuim ego-ul. Da. Măi, eu n-am văzut chinuri în tabără. Tu mereu spui așa, dar taberele astea mereu sunt ale renașterii, ale bucuriei și oamenii sunt fericiți. Pentru că și aici este clar că vin pe rezonanță oamenii, pe chemarea sufletului și la fel nu se permite oricui să ajungă în astfel de tabere. Așa e, Marius? Și ce este fericirea? Este pierderea ego-ului. Păi da, și nu asta se întâmplă în tabere. Tu ai văzut? Da. Câtă fericire și câtă bucurie și câtă... Da. Mă bucur și eu foarte mult și tabăra aceasta care o să avem în iulie. S-au înscris suflete, majoritatea pe care nu le cunosc, este un grup nou. Sunt doar câteva suflete din grupul vechi, majoritatea sunt suflete noi. Abia aștept să ne cunoaștem. Bine, dragă Marius, îți mulțumesc mult pentru acest dat, pentru această incursiune și ne revedem curând la episodul 6. Mulțumesc frumos!